What? Salut prieteni! Astăzi, după cum am spus în episodul anterior, o să facem un challenge pe nume Am Nam. Sunt cu Filip aici de față. Eu! Avem aici comentariile și întrebările pe care mi le-ați spus voi în comentarii și eu cu Filip o să răspundem cu Am Nam. Da. Dați și voi dacă e de acum un like, pentru că cu siguranță o să vă placă episodul ăsta. Eu am golul de a ajunge la 19.000 de subscriberi, în momentul de față am 18.000. 20.000. Să nu mă direct 20.000. Da, dar hai să facem așa, că nu mai sunt mulți. Bine, hai 20.000. Vreau să ajung la 20.000 de subscriberi. Dacă mă ajutați, o să fie treaba mai faină și ar fi o bucurie mare pentru mine. Nu o să pot să spun de la cine am comentariile, pentru că le-am scris pe foaie, dar doar comentariile fără numele persoanei respective. Prima întrebare știu sigur că vine de la Filip și este: Am n-am mâncat pateu? Eu, dacă știți, pe canalul meu aveam tema asta, pateu și moringa, cu câțiva pateu, pateu e bază. Am n-am înjurat când mi-a picat netul. Clar. Uai, ce rage-uri dădeam. Da, am un net foarte de căcat care de multe ori pică și trebuie să mă duc să dau reset la net și să vezi cine aș pleca să mă fac chestia asta în meciuri de CSU. Cred că te rog. Acum nu mai am probleme, am vrut două ruturi cam pe aici și la două și din alea bune și gata, vreau. Acum asta e o chestie care vine mai mult pentru vlogger sau cei care fac daily vlog. Am n-am abuzat de time-lapse-uri. Tu faci, mă, time-lapse-uri în... Bă, daily vlog-uri, da. Da. Eu pot spune că da. Am mai făcut, nu mai fac așa de multe daily vloguri, dacă nu mai fac, bun, o grămadă de time-lapse. Bă, nu știu, mie îmi plac mult time-lapse-urile, dar nu se poate spune că am abuzat neapărat, dar... Bă, dar sunt și mai chiar time-lapse-urile, nu e ceva negativ în asta. Nu știu, aș face și mai mult decât fac acum, că sunt prea tari, știi? Mai ales alea cu noi, știi? N-am făcut sex în public. What the heck? N-am, nu. Depinde ce înseamnă, adică în public. N-ai rost, n-ai rost. Am n-am dat un pumn cuiva din greșeală. Gabi, dacă vezi asta, îmi pare rău. Îmi pare extrem de rău. N-a vrut să-mi sară pumnul acolo. S-a întâmplat, ne jucam și noi. Aia e. Asta e, fratele meu. Eu am dat, dar nu mai știu nici cui. Cred că am dat prea mulți. Eu mă jucam cu cineva și mă prefăceam că îi dau pumn în gură, știi? Și omul s-a mișcat cu fața de unde era inițial și am dat un pumn în arcadă și am spart arcada. Am n-am mâncat ceva stricat. Da, și eu pot spune că am mâncat și după aia mi-a fost rău, dar sincer nu mai știu ce, frate, că cred că am mâncat toate chestii stricate la viața. Tu nu mai chestii stricate bune, Gina? Da, e pasiunea. Când eram mic am avut o toxinfecție alimentară nasoală și am stat în spital vreo 3 săptămâni sau 4 din cauza unei toxinfecții. Eu în spital n-am stat, frate, dar am stat la pat. Eu da perfuzii cu nebunii nasol. Și eu trebuia să fac, dar nu perfuzii, am luat tratament și pastile multe și am n-am mâncat petarde. Petardă? Bă, am stat cu una aprinsă în gură, dar nu am mâncat-o. Eu n-am, never. E dubios. Am n-am făcut combinații ciudate cu mâncare. Bă, da. Eu da, am făcut. Am făcut, știu sigur că am făcut, că am mâncat pateu cu ciocolată. Acum vreo 4 ani mi-a dat cineva când am făcut eu video cu provocări. Pateu! Mi-a zis să mănânc pateu cu ciocolată. Bă, chiar mi-a plăcut, a fost în regulă. Serios, chiar a fost bun. Bă, nu vreau să mă mai gândesc că mi se face silă. A fost bun. Nu știu, eu am mâncat, știu că mi-am mâncat măr cu muștar, cu ulei. Bă, și ce-mi place mult de tot, și știu că e ciudat să mănânc, gem de prune cu brânză. E bun. Știu că pare dubios, dar e bun, încercați. N-am căzut foarte nasol de pe bani. Bă, da. Eu nu foarte nasol. Eu da. Am și povestit într-un cringe challenge când am picat cu bicicleta unui tovarăș și m-am umplut de sânge. Și după aia tipul gen s-a dus, nu, eu am zis tipului că plec acasă, că m-a chemat maică-mea după ce am distrus bicicleta, m-am întors fără bicicletă plin de sânge și am zis, bă, m-a chemat mama acasă, eu plec. Și a venit cu bicicleta la mama acasă să plătească. Da? Nasol rău. Eu spun că n-am, pentru că am avut căsători mai nașpa pe skate. N-am luat droguri niciodată. Dacă marihuana se pune... Da, am fumat iară, am fumat în viața mea iară. Weed is life, 420. N-am făcut yuhu. Yuhu! Acum da, da. Acum n-am făcut. Acum asta e mai mult pentru mine că mă dau pe BMX. Am Nam căzut în bot de pe BMX. Nu. Următoarea este Am Nam refuzat să-i fac promovare unui YouTuber pentru că nu mi-a plăcut fața acelui YouTuber, acelui vlogger. Bă, nu, dacă n-am făcut cuiva promovare, pentru că nu mi-a plăcut contentul și nu pot să-i spun unui om, bă, uitați-vă la asta că e șmecher dacă nu e. Da, normal. Dar am făcut promovări la mulți YouTuberi faini și acum sunt sus. Da, și eu, de exemplu, am făcut promovare la mulți, dar la unic ale căror vlog și față nu mi-a plăcut, da, n-am făcut promovare. Deci, practic, se poate spune că n-am. Yeah. Mamă, asta e așa, asta e mai sentimentală. Am Nam plâns după cineva. Bă, eu da. Da. Și după fete și după băieți. Eu doar după fete. De fapt și după băieți, frate. Eu după Danuț am plâns odată. Eram la mine și ne-am îmbătat când eram mai mici. Și Danuț a plecat de la mine, de acasă. Și eu m-am pus pe plâns că de ce pleacă Danuț, că trebuie să stea pe aici. Lol. Nu, eu odată mi-aduc aminte că am plâns că m-am certat odată grav de tot cu Robi, știi? Și m-am enervat de tot. Da, serios. Aia a fost gen când am plâns după un băiat, gen. Adică nu după un băiat, eram certat pe aia. Ce dubios sună când am plâns după un băiat. Da. Ha! Gay! Ha! Gay! N-am ajuns la spital din cauza skate-ului. Asta e una, am foarte mare, frate. Ai ajuns din cauza skate-ului că mi-a rupt eu. Da, atunci am. Am ajuns din cauza skate-ului pentru el. Mamă, deci când am fost la skate acum câțiva ani buni. 4 ani? Da, a fost o fază foarte nașpa. M-am dat pe skate și am căzut în mână, mi-am rupt-o. Am stat ceva până a venit ambulanța și după aia fratele meu Filip a venit cu mine, frate, deci a stat cu mine acolo la spital. Mai țin minte că a trebuit să vorbesc cu mama lui, că m-a pus ea să întreb dacă e alergic la aspirină sau la ceva, algocamin, nu mai știu, la o chestie de genul și a trebuit să sun pe mama lui să vorbesc cu ea. Da, și eu nu credeam că, adică nici nu știam. Și cred că mi-a dat ea aspirină. Nu, da, cred că ți-a dat. Mă rog, a fost nașpa, m-a foaie de capul meu și nici nu mâncasem în ziua aia. Eu m-am panicat rău de tot. Da, asta era practic ca pe el acolo. Serios, adică era așa, bă. Ia, frate, ce se întâmplă aici? Da, și eu eram acolo galben la față, pe moarte, știi, că și îmi țineau așa de mână, că chiar mi-aduc aminte. A fost o întâmplare foarte nasoală, dar în același timp am trecut peste, sunt ok, asta e, Filip, e ok. Yeah. N-am urât pe cineva. Asta se... Poate spune că oricine a făcut, nu le-a dat natură, da. Să nu-ți placă de cineva sau da, să nu înghiți persoana respectivă și asta e, știi. Acum nu mai urăsc pe nimeni. Pace la toți. Vă iubesc. Multă pace. Am fost dragonașul. Da. N-am cerșit abonați. Bă, asta niciodată, frate. Nici o singură dată am preferat să trag. Depinde la ce te referi prin cerșit abonați. Că vii de mai zic la oameni să se aboneze, dar nu știu dacă e cerșit neapărat. Bă, eu nu consider oarecum că te cerșesc, că le zic să se aboneze. Nu e așa, frate. E practic... Da, atunci n-am. Da, nu, normal. Cerșit e practic, intri la cineva pe canal sau pe ăsta e și pe Facebook și trimiți mesaje. Da, nu, aia. Bă, și mie subscribe la cine, te rog, faceți follow, subscribe, aia n-am făcut. Eu prefer să mă rup în coate și în genunchi să fac abonații mei să, ok? Fair enough. Legit. N-am mers dezbrăcat pe skate sau pe BMX. Pe skate am mers în boxe, frate. Eu n-am. Tu mai ții minte când ai mers, când eram la hală. Da, chiar m-am gândit la chestia asta. Ce gândul aveam și mâna în gips. Da, mai țin minte, mai ai video? Nu știu dacă l-am. Cred că l-aveați voi, bă. Trebuie să mă uit să văd dacă lumea îmi place acasă. Tu l-aveai, bă, tu l-aveai. Trebuie să mă uit să văd dacă lumea îmi place acasă. Ar fi fain să ți-l trimiți în pagini. Ce cor frumos l-ai, bă. Da. N-am zburat cu avionul, da. Am și văzut și în video. Asta se duce aproape în fiecare an cu avionul. Frate, a fost de 2 ori în viața mea. E fain să zbor cu avionul. E ok. Deja m-am obișnuit. Deja pentru mine ca și cum aș merge cu mașina, mai... Da, sau trenul sau... N-am fugit de poliție, bă, așa. Eu am fugit, știu sigur că am fugit odată când m-au prins că făceam graffiti pe un perete și ne-au fugărit. Și mai știu că am fugit o dată când m-a oprit controlul și n-aveam bilet și am fugit. Dar copiii, voi să vă luați întotdeauna bilet și să nu mă zgăliți pereții. Da, decât dacă stai părinților voștri sau ai... Da, sau ai statului public. Da, eu nu știu, am fugit, cred că am fugit, da, am fugit odată de controlări și m-au prins. Eram îmbrăcat super larg, aveam un ghiozdan în spate, eram cu un prieten, dar nu te oprei, se știe care. Și pac, intram, ieșim din autobuz, control, bla bla bla. Și după aia era o dubiță aici, practic, și noi ieșeam din autobuz și trebuia să iau așa, să iau așa în față, să mă duc la aștia, să intru în dubiță, știi? Și în loc să o iau pe aici, am fugit printre autobuze și vine unul după mine, bă, stați! A pus-o la mâna pe mine, așa, știi, pac, pe spate, pe ghiozdan, pac, mă tras în spate, gata, și atunci, shit, am lăsat. Păi ai luat amendă? Da, da, 50 de lei, da, nu mai are chestia. Da, nici acum am plătit. E bine. Și ultima întrebare este, am n-am înjurat un profesor? Bă, cred că am înjurat. Da. Eu cred că am înjurat. Eu da, am și pus într-un video. Eu sunt destul de rebel așa și mi-aduc aminte, nu neapărat înjurat. Da. E pe profa de istorie în clasa 7. Da. Eu nu neapărat înjurat, dar vorbesc așa, la vorbeam cu profesorii la Pertucă, i-am terminat. Da, asta nu? Am bă, ce da, doamnă, pap. Chestii genul și... Știu că am avut o chestie nașpa, în doi colegi, eu îmi lăsasem, făcusem referatul pentru la istorie, lăsasem pe bancă frumos și ieșisem în pauză, că na, copil, vreau și să mă joc. Și doi colegi de-ai mei au alergat prin clasă sau ceva de genul, au doborât la referatul meu pe jos și au călcat cu picioarele pe el, neintenționat, cred, habar n-am. Și după aia m-am dus și l-am dat la profă și profa a zis că nu mi-l primește referatul în halul ăsta și am fost că... Na, m-am enervat, că nu era vina mea că mi încălcaseră ea în picioare, că nu era vina mea cu nimic. Și atunci m-am enervat și am înjurat-o. Mi-a părut rău după și m-a trimis la director, doamna Prici. Dar na, ce zic, hai! Oameni buni, acesta a fost și clipul de pe ziua de azi. Vă mulțumim foarte mult pentru că l-ați urmărit. Sunt aici cu Filip, după cum ați văzut tot clipul. Dați aici click pe pieptul lui sau hai pe fața lui că e mai frumos. Și dați subscribe la canalul lui, el face clipuri de... nu știu cât timp, foarte mult timp. Dată cu tine. Și faci calitate faină și spune story-uri super mișto. Da, mă găsesc. Da. Și nu uitați să dați un like la video-ul ăsta dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, dați la dușmani. Și încă o dată vă spun că vreau să ajungem la 20.000 de subscriberi și atunci când o să fac 20.000 de subscriberi o să fac un giveaway destul de masiv așa. Până data viitoare, nu uitați să dați subscribe la canal și pace! Cheers!